Natura este plină de substanțe active care atunci când sunt utilizate în mod corespunzător se dovedesc a fi la fel de eficiente ca pesticidele și fungicidele chimice care sunt atât de periculoase pentru mediul înconjurător. Acceptați un mic ajutor de la aceste plante pentru a ne ajuta la lupta împotriva bolilor fungice. Aceste plante sunt la îndemâna tuturor. Putem face macerate din aceste plante și să le folosim în grădină pentru a ne stropi roșiile. De asemenea, putem stropi și ardeii sau castraveții. Coada de cal, care este foarte invazivă în zonele umede ale grădinii, are putere preventivă și curativă împotriva multor boli, cum ar fi mucegaiul, rugina, mana tomatelor sau mana la castraveți sau cartofi. Rostopasca este o plantă care are efecte antifungice și este de asemenea și insecticid, așa că aplicată vom proteja plantele atât de dăunători cât și de boli. Ursica are efecte antifungice, antibacteriene, este de asemenea insecticid și un bun îngrășământ. Cojile de ceapă au efect antifungic la roșii și castraveți și sunt o sursă bogată de fosfor și potasiu. Hreanul este o altă plantă care poate lupta împotriva multor boli, chiar și cele ale copacilor, cum ar fi monilioza. În acest caz se folosesc doar frunzele. Tătăneasa este o altă plantă cu efecte antifungice și un îngrășământ foarte bogat în azot. Putem face macerate din aceste plante, le strângem, turnăm apă peste ele și lăsăm acolo până când apa devine neagră și urât mirositoare. Se diluează cu 10 păți apă și se aplică foliar pe plante sau se pot uda legumele la rădăcină. Pentru a prepara un macerat putem folosi doar o singură plantă, putem folosi două, putem folosi trei sau le putem folosi pe toate într-un amestec mai puternic.